Gazeta de Sud a împlinit 21 de ani de existență în slujba oltenilor de pretutindeni. Sunt 21 de ani de jurnalism profesionist, de anchete în care Cotidianul a dezvăluit lucruri pe care autoritățile le țineau ascunse, de reportaje prin care Gazeta de Sud a ajutat sute de semeni de-ai noștri aflați în situații dificile. Sunt 21 de ani în care Gazeta de Sud a devenit cel mai citit cotidian regional din România. Zecile de mii de cititori au determinat pe jurnaliști să fie mai buni de la an la an, iar datorită lor, Gazeta de Sud a devenit o stare de spirit. Suntem o echipă care a reușit să înoate contra curentului și am făcut-o cu succes. Într-o presă care a căzut pradă senzaționalismului, la copy-paste și într-o presă în care manipularea este la ordinea zilei, e ceva normal, noi reușim să facem presă curată. La Gazeta de Sud, mulți jurnaliști și-au format întreaga cultură profesională și organizațională. Au învățat meseria aici și au mai învățat ceva, extrem de important, că principiile nu se negociază, pentru că ideile sunt cele mai importante arme. Generații întregi de ziariști au trecut pe la Gazeta de Sud. Alături de ei au fost fotoreporteri, corectori, machetatori, echipa de marketing și vânzări, tipografi și șoferi. La mulți ani, Gazeta de Sud.